este Ilie Erhan. Am 55 de ani. Mă ocup de aproximativ 30 de ani de cioplit în lemn. Cum putem spune că e sculptură, sculptura e ceva mult mai elevat. După cum se știe, cioplitul în lemn e o artă milenară de lehnicire, de mii de ani. O fac din pasiune, o fac dintr-un hobby, să zic așa. Am preluat, bineînțeles, că motive tradiționale foarte vechi, începând din perioada Cucuteni, 5.000-7.000 de ani înainte de Hristos. Am preluat și motive din timpul dacice. Uitați, aveți un motiv dacic aici, să zic. Da, uitați, ăsta e. Pe care l-am transpus pe această schiță de coloană. Asta sunt motive apotropaice. Asta e o stilizare a florii vieții. Aici avem o stilizare a pomului vieții, copacul vieții din mijlocul raiului. Un simbol solar foarte des folosit la noi și în toată lumea, nu numai la noi. Formele și volumele coloanei, o parte sunt de pe stâlpul funerar dacic. Foarte multe motive vechi pe care le-am transpus în diferite lucrări de-a lungul timpului. O să prezenta motive tot așa, rozete solare, octogonul, foarte cunoscut, din nou motiv solar pe care îl găsim și pe cărțile vechi din Bucovina. Aici e un simbol foarte drag mie din timpul dacilor, se cheamă octogonul stelat. E un simbol foarte complex, un simbol a trecerii de la viața pământeană la viața de apoi. E pătratul circumscris cercului. Pătratul, simbolul geometric plan terestru și cercul, simbolul geometric plan cosmic. Aici tot o simbolistică a octogonului îmbinată cu motive creștine, crucea, circumscrisă cercul la fel. Așa, aici avem tot un simbol dacic foarte vechi. Asta e, după cum știți, vârtelnița dacică. Sunt sute și sute de modele pe care le-am preluat și în cursul anilor le-am transpus pe lucrări. O fac din dragul de a prelua și de a perpetua modelele și simbolurile vechi românești. De a fi cunoscute în timp și poate că tinerii, eu știu, le vor prelua și vor duce mai departe. Știți din ce se făcea aproape totul într-o gospodărie țărănească, începând de la mobilier bisericesc, unde se făceau diferite acanturi, prin tehnica de sculptare sau prin traforare, cum e aici, mobilierul stânilor, care e foarte complex, care știți, mic mobilier casnic, care se făcea așa, e foarte mult de vorbit. Dacă ar fi să vorbim, ne trebuie zile întregi. Acum lucrez, bineînțeles că am un job și fac treaba asta ca un hobby. Cel mai mult m-am ocupat de porțile tradiționale, așa zis, maramureșene. Dar care au existat și în Bucovina de foarte, foarte mulți ani, am început să fac pentru că era un segment unde nu se mai lucra, nu mai făcea nimic pentru că dispăruse. Se pare că s-a neînviat obiceiul de a se face porți tradiționale, poate ca simbol a trecerii. Știți foarte bine, e un simbol a trecerii de acasă, cum era înainte gospodăria, în lume. Zicea că pleacă în lume, o trecut pe poartă. Și pe poartă erau, dacă o să mergem să vedeți, o grămadă de simboluri. Așa ceva s-o folosit și în arta modernă, ca să zic așa, volumele astea și îmbinarea asta de simboluri geometrice. Asta e o bucată din lemn de larice, specific noastră. Cine știe de pe ce timpuri au fost, pentru că am găsit, uitați-vă, ca o chestie inedită, un vârf de glonț. Din timpul războiului. Nu prea e că s-o predai, pentru că știți foarte bine, tinerii s-au orientat spre alte meserii mult mai eficiente financiar, au rămas cumva o tradiție, ca și satul românesc. Încet, încet devenim istorie, din păcate.